nu permit să fac o recomandare nici președintele Camerei Deputaților și nici colegilor mei din CEX. Sunt convins să cunosc foarte mulți colegi din partid care pot să conducă Ministerul Educației Naționale, cel puțin 30 de nume aș putea să spun, și important este implementarea programului de guvernare și evident legea Educației Naționale. Acolo este marea problemă a sistemului de educație din România, că astăzi avem o lege pe care în anul 2011 guvernul PDL și-a angajat răspunderea, o lege care nu se poate aplica niciodată și care creează aceste mari probleme din sistemul de învățământ. Săptămâna viitoare, peste două săptămâni, când se va face CEX, veți vedea și cine va fi viitorul ministru.